Vom merge pe pârtia Drumul Roșu. Este foarte îngustă. Abia dacă au loc să treacă 3-4 schiori. Acum mă voi duce pe pârtia Lupului. Am ajuns la intrarea în Esul Mare. Nasoală! De ce? Am dansat toată porțiunea. Salutare! Bună dimineața! O zi în care ne-am trezit de vreme să mergem la schi. Cam bate vântul pe la munte. De fapt nu la schi, mergem cu snowboardul. Așa că am venit în Poiana, Brașov. Aici prognoza de vânt e ceva mai mică. Am parcat mașina undeva în spate, în această parcare din centrul stațiunii. 3 lei ora, 24 de lei pe zi. Același tarif e și la intrare. Iar acum ne îndreptăm spre domeniul schiabil de aici din Poiana, Brașov, să-l descoperim și pe acesta. E ora 9 fără un sfert, luni dimineață. Deja e ceva coadă la gondolă. Însă de la parcare până aici am tot urmărit gondola și nu s-a mișcat deloc. Mergem acum să ne luăm ski pass. E vânt destul de puternic. Aici scrie că nu se văd cartele de tip ski pass, doar pe puncte. Îmi iau o cartelă cu 80 de puncte, care costă 290 de lei. Un ski pass pe o zi costă 170 de lei. Mulțumesc! Cu adasa că am dus la gondolă. E Cristina undeva în față, cred că așa a ajuns la porțile de îmbarcare, cât a stat eu la coadă la cartelă. Așteptăm acum să ne îmbarcăm în gondolă. Coada a mers destul de repede. Am ajuns aici în masivul Postăvaru. E ceva ceață deocamdată, sperăm mai încolo să iasă soarele, pentru că aplicația meteo mi indica 7 ore de soare astăzi. Iar pentru început vom merge pe pârtia Drumul Roșu, o pârtie albastră, o pârtie ușoară. Coborârea începe chiar de la stația superioară a telegondolei Postăvaru Express, pe care o ocolim chiar prin spate. Urmează o coborâre lungă de 4 km și jumătate, în care o să pierdem aproape 700 de metri în altitudine. Fiind practic un drum forestier, pe care în vară l-am parcurs cu bicicleta, are și porțiuni extrem de înguste, unde trebuie să ne strecurăm cu grijă pe lângă schiorii și snowboarderii, care se deplasează cu viteză mai redusă. De asemenea, vom întâlni pe toată lungimea pârtiei instalații de producere a zăpezii artificiale, pe care dacă le nimerim pornite, ne pot reduce vizibilitatea pe alocuri. Possible that we may never know the day.
Drumul roșu este o pârtie destul de lungă, care în zilele senine ne oferă priveliști deosebite asupra Poienii Brașov și chiar până departe spre munții Măgura Codlei. Intersectează de mai multe ori pârtia neagră sub teleferic, deci trebuie avut grijă să nu ne ciocnim cu alți practicanți ai sporturilor de iarnă. Dacă în partea inferioară nu este zăpadă suficientă, putem urca cu telescaunul Ruia, dar acum vom continua să coborâm, pentru că în a doua jumătate ne vom bucura de un traseu mai larg, mărginit de brazi. Mai jos o să întâlnim și bifurcația 3D, o variantă roșie care coboară la telescaunul Lupului. Noi însă vom urma pârtia 3 pe fundal albastru, pentru că vrem să ajungem la stațiile inferioare ale telegondolei Postăvaru Express și telecabinei Canzel.
Am ajuns din nou în Poiana Brașov, la stația inferioară a telegondolei, după ce am coborât Pârtia Albastră, drumul roșu. Așa cum îi spune și numele, este de fapt un drum forestier transformat în pârtie, ceea ce înseamnă că pe 5% din lungimea ei, pârtia este foarte îngustă, abia dacă au loc să treacă 3-4 schiori unul pe lângă altul, ceea ce e destul de riscant, crește foarte mult riscul de accidente, chiar dacă este o pârtie ușoară. De asemenea, pe ea coboară foarte mulți începători, cu o traiectorie imprevizibilă și trebuie să ai mare grijă când vii din spate să nu-i tamponezi. Dar una peste alta a fost o pârtie ok, nu au fost pietre, panta a fost mică, pe alocuri mai moderată, dar e potrivită pentru toată lumea, mai ales pentru începători. Lungimea ei este cam de 3 km și șerpuiește pe tot versantul, pe sub toate instalațiile de transport pe cablu, de aici, de pe domeniul schiabil, din Poiana Brașov. Am urcat cu telescaunul Ruia, acum mă voi duce pe Pârtia Lupului, în direcția aia. Pârtia Lupului, o pârtie neagră. Pârtia Lupului începe de la stația superioară a telescaunului Ruia, însă se poate ajunge aici și direct de la stația superioară a telegondolei. Până la cabana Postăvaru, coborâm pe o pârtie care îndrăznesc să zic că este la granița dintre mediu și dificil, chiar dacă pârtia este desenată integral în culoarea neagră. Porțiunile dificile alternează cu porțiuni mai puțin abrupte, existând chiar și variante spre dreapta care te scot la stația inferioară a telescaunului Ruia. Coborând totuși pe partea stângă, o să ajungi într-un final la intrarea în S-ul Mare, acolo unde ai totuși o ultimă variantă ușoară de a levita. Am ajuns la intrarea în S-ul Mare de pe Pârtia Lupului. Nu știu dacă să îl abordez sau nu, oficial e închis. Dar până mă mai gândesc, ia uite ce frumos se văd munții Iezer, Păpușa în fundal, iar așa mai în stânga sunt munții Piatra Craiului. Intrăm acum
pe cea mai abruptă porțiune a pârtiei Lupului, care deseori este închisă datorită stratului insuficient de zăpadă. Cele două lăncii pe care le-am văzut erau oprite, deși astăzi era o zi în care se producea zăpadă artificială pe tot domeniul schiabil. Stratul de zăpadă naturală este totuși acceptabil, chiar dacă pe alocuri se mai văd pietre. Ajunși în dreptul telescaunului Lupului, panta se mai reduce și devine practic o pârtie roșie, pe care am întâlnit destul de mulți începători cu instructor. Coborârea continuă, având telescaunul pe partea stângă, până spre final, când o să ne aducem aminte că suntem totuși pe o pârtie neagră. După 10 minute de coborâre, am ajuns aici la telescaunul Lupului, un telescaun nedebraiabil. Pârtia Lupului a fost o pârtie neagră, o pârtie care se prezenta așa, în sensul că fusese bătuită cu ratracul mai de mult, avea și ceva powder și destul de multe denivelări. Din păcate, zona S-ului mare era închisă. Hai că până la urmă am coborât și S-ul mare, nu e dracu chiar atât de negru, te sperii acolo sus, pârtie închisă, pârtie abruptă, dar da, e o zonă neagră, e o pârtie neagră, sunt și pietre pe chiar la jumătatea S-ului, pe zona mai abruptă, dar pârtia e rezonabilă și e și frumoasă și într-adevăr este grea, foarte abruptă. Partea inferioară a pârtiei Lupului, adică pârtia deservită de telescaun. Pârtia se prezintă în condiții acceptabile. Zăpada un pic moale aici în partea inferioară, dar în rest ok. Se vedea pe aici pe acolo zăpada murdară de la pământ, dar n-am auzit pietre pe sub placă. Prima jumătate a pârtiei spune că e mai degrabă o pârtie roșie, nu e foarte dificilă, iar ultima porțiune, asta, e mai abruptă. Sunt aici și voi urca cu telescaunul ăsta, telescaunul Lupului.
Am mai făcut o urcare cu telescaunul rupului. A coborât și Cristina pârtia lupului inferior. Cum ți s-a părut pârtia asta, deși este o pârtie neagră? Foarte, foarte mișto, mai puțin aglomerată decât restul și accesibilă. Mi-a plăcut mult. Ca și grad de înclinație? Roșu sau negru? Eu tind să cred că e spre roșu, adică dacă am făcut-o și eu, când am auzit de pârtie neagră, m-am speriat un pic, dar am intrat întâmplător pe ea și i-am dat la vale. Merge! Acum ne-am cam plictisit de telescaunul lupului, vom coborâ pe o pârtie albastră spre telegondolă. Pârtia Drumul Albastru, marcată pe hartă cu indicativul 1G, este practic un drum forestier mai lat, care se desprinde spre dreapta din pârtia lupului inferior, imediat sub stația superioară a telescaunului cu același nume. Panta mică, din prima parte, nu ne permite să prindem prea mare viteză. Pe măsură ce ne apropiem de intersecția cu pârtia 3D, înclinația scade progresiv, iar imediat după aceasta, traseul devine plat. Mai în față, pârtia o să cotească ușor la dreapta, iar înainte să ajungem în spatele stației inferioare a telegondolei, panta urmează să mai crească puțin. Cum ți s-a părut pârtia asta albastră? Nașoală! De ce? Am dansat toată porțiunea ca să mă deplasez. Nu, e prea... nu are înclinație și nu are nici placa. Am coborât pârtia intitulată sugestiv Drumul Albastru, o pârtie foarte simplă, chiar enervantă, aș spune eu, din punctul meu de vedere, pentru că are zone plate chiar cu o ușoară urcare. O pârtie relativ scurtă, cam de un kilometru, care coboară de la stația superioară a telescaunului lupului, aici, în spatele telegondolei. Vom lua acum o pauză de vin fiert, da. După care vom descoperi și restul pârților de aici, din Poiana Brașov. Așadar, dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să vă abonați la canal, să urmăriți playlistul pentru a descoperi toate pârtile de aici, de pe domeniul schiabil din Poiana Brașov. Să ne vedem cu bine pe pârtie! Salut!
vinul fiert, 15 lei, hai noroc!